Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la prima epistolă către Tesaloniceni, primul capitol, pentru că este un capitol scurt, sunt doar 10 versete, îl vom citi în întregime și am dorit chiar prin citirea cuvântului Dumnezeu să pun acest cuvânt în fiecare inimă. Știți că Scriptura spune că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și Domnul să așeze acest cuvânt în inimile noastre ale tuturor. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Scumpă Biserică a Domnului Iisus Hristos, mă bucur împreună cu Paula, soția mea, să fim împreună cu dumneavoastră în această seară și dincolo de telefoanele noastre între slujitori, dincolo de invitația fratelui păstor și mulțumesc din toată inima, vreau să vă spun, crede fiecare dată că e rânduiala lui Dumnezeu, adică Dumnezeu rânduiește să fim împreună. Dincolo de invitații, dincolo de telefoane, că știți cum e, noi zicem programăm, noi zicem mergem, facem. Pandemia ne-a învățat cel mai frumos limbaj, adică limbajul biblic. Vedeți, ca slujitori programăm nunțile tinerilor, cel puțin cu un an înainte. Cine vine de la, în același an întârziat rău. Rar cine vine acum, frate păstor, în iunie, în august am nuntă. De obicei vorbim de anul ăsta pentru la anul. Pentru că trebuie să fie liberă biserica, trebuie să fie liber frații slujitori, să nu mai vorbim de sala de mese, că ăla e mai mare necaz. Și atunci, așa, preventiv, cu un an sau poate cu mult timp înainte. Da, pandemia ne-a învățat, mă întâlneam cu tinerii și ziceam și eu, ziceau și ei, dacă vrea Domnul, săptămâna viitoare avem nuntă. Păi noi vorbeam de ani.
Și acum s-a schimbat povestea, s-a schimbat limbajul. Dacă va voi Domnul, dacă va vrea Domnul, vom avea nuntă săptămâna viitoare. Și schimbam nunta de la o săptămână la alta. E drept? Nu știu cum a fost la Arad. Dar pe la noi s-a întâmplat din astea. Nu mai putut o face acum, zice, lasă că poate săptămâna viitoare. Nu s-a putut nici săptămâna viitoare, că era numai cu 8. Și am zis, mai lungim o săptămână. Și dacă va vrea Domnul, dar dragii mei, limbajul ăsta nu e un limbaj pandemic. Din pandemie, este limbajul pe care trebuie să-l aibă un creștin. Spune Scriptura în Iacov, capitolul 4, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. Mulțumim lui Dumnezeu că a vrut ca în această seară să fim aici. Toată cinstea, toată gloria o aducem numai și numai lui Dumnezeu. Și prin faptul că suntem noi, sunteți dumneavoastră, e binefacerea lui Dumnezeu către fiecare persoană în seara aceasta. De aceea, pentru simpla prezență, dă slavă lui Dumnezeu. Personal, apreciez și efortul pe care l-ați făcut dumneavoastră din oameni ocupați să vă faceți totdeauna timp și preocupare pentru calea și casa Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vă aduc și salutări din partea Bisericii Sfânta Treime din Bistrița. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Frații dumneavoastră, vă salută cu drag și într-o zi ne vom cunoaște. Să știți că n-am vorbit cu fratele păstor. Măcar că ați observat că vă iubește de mult. Are Aradul în inimă, ați observat, da? Știu eu ce zic, frate păstor. Are Aradul în inimă, adică pe dumneavoastră. Dar să știți cu toate astea că eu por bistrițenii, fratele păstor poartă Arădeni în inima lui și Domnul ne poartă pe toți. Dar să știți că n-am planificat o întâlnire între Betania și Sfânta Treime. Măcar fain ar fi. Să fim toți împreună, să ne bucurăm. Noi n-avem fanfară. Vă dați seama cum v-ar asculta bistrițenii. Avem și cor, dar iubim și corul. Unde să mă uit bine, da? Extraordinar. Dar vedeți, e greu să ne punem împreună biserici, dar mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu a rânduit o sărbătoare când ne va pune împreună pe toți. Nu doar Betania, Arad și Sfânta Treime Bistrița. Așa cum am cântat, când Dumnezeu va pune împreună toți sfinții. Să nu lipsim de la sărbătoarea aceea. Va fi sărbătoarea glorioasă pe care Dumnezeu o pregătește pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul! M-am bucurat de fiecare slujire, de fiecare cântare, de rugăciunile rostite către Dumnezeu. Și vedeți, și prin cântarea corului eram invitați, atât ca musafiri, ca cei din loc, să facem parte dintr-o biserică specială, dintr-un popor al lui Dumnezeu special. Acum eu sunt foarte atent, dar n-am mai auzit cântarea asta până acum, până în seara asta. Dar ceva spunea poetul în cântarea corului, vino prietene, vino dragă frate, vino dragă soră și fii în biserica lui Hristos care este o lumină. Cam ăsta era mesajul, frate dirijor. Ce invitație frumoasă să faci parte dintr-o biserică, dintr-un popor al lui Dumnezeu care e lumină, lumina care vine de la Hristos. Apoi, n-am mai trecut mult timp și sper să nu greșesc, corul de fete, dar și dacă greșim, noi ne știm și ierta unii pe alții. Și mai ales când aveți de ierta mult la mine, că am venit și o-i pleca cu ajutorul lui Dumnezeu peste câteva minute bune. Dar corul de fete spunea și ne invita să venim și să fim o lumină. Ce interesant, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un pasaj în această seară care vorbește tocmai despre acest lucru. Despre o biserică, poporul lui Dumnezeu, care trebuie să fie lumină. Ați observat, am citit din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, foarte frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare verset este la locul lui,
Fiecare verset este plin de har, este plin de puterea lui Dumnezeu. Dar interesant că versetul 7 spune așa: așa că voi, tesalonicenilor, ați ajuns, și uitați ce spune Biblia, ați ajuns lumină, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Voi, tesalonicenilor, ați ajuns și sunteți o pildă pentru toți. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această seară, l-am intitulat Biserica devenită model. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre biserica din Tesalonic. Dar în această seară, Duhul lui Dumnezeu strigă în Biserica Betania pentru dumneavoastră, pentru mine și ne spune, trebuie să ajungem să facem parte din biserica devenită pildă. Adică ați ajuns un model, dar nu pentru cineva, zice Biblia, pentru toți. Dar, dragii mei, nu se poate biserică pildă, biserică model, fără oameni modeli. Pentru că spune, noi suntem pietre vii. Noi, zice în Evrei, capitolul 3, cu versetul 6, noi suntem casa lui Dumnezeu. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Uitați ce frumos spune. Și casa lui suntem noi. Știu că dacă aș face chemare în momentul acesta, câți vrem să facem parte dintr-o asemenea biserică model? Acum, e rugăciunea mea pentru Biserica Sfânta Treime. E rugăciunea mea pentru Betania Arad, pentru toate bisericile Domnului de pretutindeni, să fim o asemenea biserică. Problema este cum arată o asemenea biserică. Nu vrem doar să o creionăm, pentru că a spus, noi vrem să fim acei oameni din această biserică. Adică când vorbim despre biserica devenită model, trebuie să vorbesc despre mine și despre dumneavoastră, despre noi care suntem aici în casa lui Dumnezeu. Și în primul rând, dragii mei, vom creiona această biserică ca să ne putem încadra noi în acest popor al lui Dumnezeu. Și cred că Duhul Sfânt ne va lua și ne va pune într-un asemenea popor. Dacă mai trebuie ca Dumnezeu să curețe ceva, dacă mai trebuie Dumnezeu să taie ceva, să mai dezlege ceva, să fie seara tăierii în seara aceasta, dar vrem din toată inima să fim partea poporului lui Dumnezeu, acestei biserici glorioase care este pildă și care este model. Mai întâi, biserica devenită model este biserica plămădită și formată în necaz, în suferință. Biserica devenită model este biserica formată în necaz, în suferință. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O să citesc acest cuvânt pentru că, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are putere, spuneam, este cuvântul lui Dumnezeu care dă har și binecuvântare. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât, și acum uitați ce spune Biblia, întrucât ați primit cuvântul, adică e partea aia de început când oamenii din Tesalonic au primit cuvântul, nu într-o seară de evangelizare, într-o seară frumoasă de har, de binecuvântare, cântări, rugăciune, atmosferă dumnezeiască, cerească, și zice Biblia, ați primit cuvântul, unde l-ați primit? În multe necazuri. Biserica devenită model s-a format în multe necazuri. De ce spun asta?
Unii probabil că sunteți acum în ecaz. Alții ați trecut prin ecaz. Alții vor trece prin ecaz. Și ne întrebăm adeseori de ce îngăduie Dumnezeu atâta necaz. Ați auzit întrebarea asta? Mai ales că e o întrebare filozofică, teologică. Se întreabă mereu oamenii și își spun, dacă Dumnezeu e atât de bun, de ce îngăduie Dumnezeul acesta bun atâta necaz? Pentru că, dragii mei, biserica devenită model, omul care devine model se formează unde? În multe necazuri. Asta zice cuvântul. Voi ați primit, ați fost plămădiți, ați fost formați în multe necazuri. Dacă trecem în capitolul 2, cu primul verset spune așa, voi înșivă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. Și uitați ce spune Pavel. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filip. Știți că în Fapte 16, Pavel și Sila sunt batjocoriți, sunt într-o mare suferință, sunt în temniță. Și spune, după ce am suferit și am fost batjocoriți în Filip, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte, dincolo spuneam primul capitol, necazuri, și aici în mijlocul multor lupte. Acum, cei care sunteți familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 16, oameni care mergeau, Pavel și Sila, mergeau spre rugăciune, spre un loc unde să se închine lui Dumnezeu și dintr-o dată se trezesc în închisoare, în butuci, în lanțuri și închiși. Păi zice, dar ne-am greșit ținta. Cum poate Dumnezeu să îngăduie? Adică vrei să-L auzi pe Dumnezeu, te duci la închinare și în loc să ajungi cu frații la cântare și la rugăciune, ajungi bătut, ajungi în lanțuri. Și Pavel în capitolul 2 spune, știți, în Filip am fost batjocoriți. Acum ne-am fi așteptat în capitolul 17 din Fapte să fie un pic mai bine, da? Și parcă a fost un pic mai bine. Spune cuvântul Domnului, tot Pavel și cu Sila ajung în Tesalonic. În această localitate mare, prosperă, vestesc cuvântul lui Dumnezeu și spune că în 3 zile de sabat Pavel a predicat Evanghelia și îi convingea pe oameni prin Duhul Sfânt că Hristos, că Iisus Hristos e Domnul. E Mântuitorul. Foarte greu să poți convinge în sinagogă asemenea evrei, asemenea iudei. Și spune Scriptura, partea bună este că mult popor, zice, au primit cuvântul lui Dumnezeu. Chiar niște femei de frunte au primit cuvântul Domnului și au fost transformate și oamenii au fost schimbați. Și ai zice, da, după cealaltă localitate aici e bine, că Domnul dă roade. E extraordinar. O biserică, un popor al lui Dumnezeu care se formează. Dar zice că unii iudei din invidie, știți ce au făcut? Au tulburat cetatea. Au adunat oameni, zice, răi, fără căpătâi și le-a pricinuit mare tulburare oamenilor lui Dumnezeu încât a trebuit să plece din Tesalonic. De aceea zice, voi ați primit cuvântul în multe necazuri, nu în puține necazuri. Și interesant, când pleacă din Tesalonic și ajung în Berea, deschidere totală. Oamenii aceștia cu o inimă aleasă, o inimă scumpă pentru Domnul, primesc cuvântul, sunt oameni care se mântuiesc. Și când e liniște deplină, vin oamenii din Tesalonic și îi tulbură și acolo. Pentru că, dragii mei, biserica devenită model este formată în necaz. Mă întorc la noi în seara aceasta. Unii de aici, probabil spuneam acum, treceți prin necaz și vă întrebați de ce. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne facă model și pilde pentru alții. Model și pildă pentru alții. Ați primit cuvântul, ați fost formați, plămădiți în mijlocul multor necazuri.
Dragii mei, fugim de necaz. Nu ne place necazul. Dar să știți că în frământarea aceasta, de ce a zicea Mântuitorul? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Dacă ești în cuptor în seara aceasta, da, Dumnezeu ne poate scăpa și de necazuri. Dacă sunt prea multe, Dumnezeu poate ușura cuptorul. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu este aici să ne vorbească în necaz. Suntem frământați pentru a deveni modele. În urmă, sau vara trecută, au trecut 25 de ani de când eram aici în Biserica Betania. Vara trecută, nu mai știu, cred că luna iunie. 14. Jumatea lunii iunie. Eram un tânăr, parcă mi-e dor de vremurile când ziceau, frate, ne bucurăm ca fratele tânăr să fie cu noi. S-au dus și vremurile astea. Eram un tânăr, atunci terminasem studiile la Institutul Teologic Pentecostal și sărbătoarea de absolvire, graduarea, s-a făcut aici, în Biserica Betania. Nu știu cum era, n-am avut așa mulți musafiri, dar a zis, putem chema, am chemat ceva invitați și pentru că în luna august, la final, aveam programată nunta, am venit aici și am invitat pe Paula, atunci ca viitoarea mea soție. Vă dați seama, doi tineri care am zis, ne punem în mâna lui Dumnezeu, ne punem viitorul. Paula, împreună cu părinții, aveau aprobată viza de America să plece definitiv în America. Când am văzut inima ei pentru slujire, am zis, fata asta e pentru mine. Am cerut-o repede și mulțumesc frumos că a zis da. A zis da, am fost foarte fericit. De fericire n-am dormit toată noaptea și cred că nici ea. Au mai trecut ceva săptămâni și am invitat-o aici la graduare. Ne-am bucurat sărbătoare, s-a vorbit de slujire, ce frumos o să fie în slujire, că te va însoți Dumnezeu, că te va păzi Dumnezeu, că Dumnezeu are grijă și spun din toată inima mine. Mai ales că ne-am propus și am zis într-o zi anume din săptămână să fie ziua de post, să citim 3 capitole. Acum, iertați-mă, nu vin să scot ceva în față, dar o să înțelegeți de ce spun asta. Și într-o asemenea zi, când era zi de post, când ne gândeam la viitor că vrem să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima, am vrut atunci și vrem astăzi. Era cu o asociație care se ocupa de copii orfani și ducea un port bagaj de pâine la niște copii orfani. Și în timp ce ducea această pâine, era destul de aproape de locul unde se lase lucrurile, a avut un accident aproape mortal. Când am ajuns acolo, eu am ajuns întâmplător, dar nu întâmplător, Dumnezeu toate le supraveghează. Când am ajuns în locul acela unde trebuia să fie Paula și celelalte învățătoare de la școala duminicală împreună cu acei copii orfani, o soră din Biserica Sfânta Treime a zis, dar Victor, cine ți-a spus? Că numai ce avusese loc accidentul. Și am zis, ce să-mi spună? Păi n-ai auzit, Paul a avut un accident foarte grav. Unde? Păi zice, între Uriu și Cristuri. La probabil 2 km de locul unde eram eu, maxim 3 km. Și când am ajuns la locul accidentului, mașinile praf amândouă, motorul cu care un Opel Kadett atunci, 98, tot motorul era venit lângă scaun. Deci tot motorul din față era venit lângă scaunul șoferului. Vă închipuiți ce a fost. Și am întrebat ce a fost cu fata, cu domnișoara care a condus mașina asta. Și polițistul cu măsurătorile lui, cu stresul lui, a zis, nu vezi că a murit.
Și eu, pentru că știam că trebuie să mă însor, am zis, n-am murit, că trebuie să mă însor. O zis polițistul că mi-a făcut semn și să las în pace. Dar, dragii mei, a fost un accident aproape mortal. Și spuneau și medicii, dacă pielea de la picior, acolo jos s-ar fi desfăcut, ar fi rămas fără picior. Osul a fost zdrobit și rupt de tot. Gâtul și așa mai departe. Închipuiți-vă, asta s-a întâmplat la 2 săptămâni ce am fost aici la Betania. De asta am insistat să vină să ne reamintim clipele alea frumoase, că altfel veneam singură și am dat binecuvântarea că uneori e destul de greu tot pe drumuri. Și după visul ăla frumos, când i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, e o fată care a renunțat la America nu pentru mine, pentru lucrarea Ta. Nu mi-am dorit altceva decât să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima. Am vrut și încă am dorința aceasta. O zi specială de post când am zice, ce n-ar face Dumnezeu pentru doi tineri care postesc într-o zi, care duc o pâine la un copil orfan? Și în ziua aia să mor, au urmat ani grei. Și eu mă opresc cu exemplul acesta. Dar vreau să vă spun că atunci am pus atâtea întrebări lui Dumnezeu și am zis, Dumnezeule, de ce? Dacă aș fi fost un înfumurat, păi iertați-mă, dacă în frații mă puneau la amvon, nu știam cum să mă dau în spate, eram... Vreau să zic la tine, frate pastor. Așa o simt și pe el, nu prea vrea să intre... Nu mai știi cum e, te mai împinge Dumnezeu câteodată. Nu mi-am dorit predici, nu mi-am dorit amvoane, nu mi-am dorit scaune la amvoane. Am spus întotdeauna, eram fericit să ies la pensie doar discutând cu oameni despre Hristos și atât. Și atâta suferință. Ba, mi-a zis medicul, a zis, nu te poți însura. I-am spus că am nuntă, deci peste 2 luni de zile de la accident, de pe 1 iulie, aveam nuntă, pe 30 august. Și am zis, nu se poate, dacă anul viitor. Și am zis, ba nu, e programată nunta, Dumnezeu știa și doctorul ca polițist. A zis, tu ești ok? M-a întrebat. Am zis, foarte ok. Dar, dragii mei, toată durerea aceea, toată suferința aceea, a adus în viața noastră niște experiențe extraordinare. Și dacă sunt cu Paula după 25 de ani împliniți aici la Betania, pot să afirm cu toată inima, e numai harul lui Dumnezeu. Ar fi putut de mult să nu mai fie. Dacă ați fi văzut mașina, volanul rupt în 3, și nu vă mai dau explicații, o suferință cumplită, următorii ani, dar în toată suferința aceea, ne-a învățat Dumnezeu să ne apropiem de El, că nu putem fără Dumnezeu. Că nu se poate, nici ca pocăit, nici în slujire, Biblia zice, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă unii ați trecut sau treceți acum și vă întrebați de ce atâta necaz, puteți să întrebați, nu-i păcat, ascultați, nu mă întrebați cu simț, cu măsură. Dar va veni o zi când Dumnezeu vă va răspunde și aici, pentru că vreau să vă spun că tot ce a fost atunci, Dumnezeu ne-a pregătit pentru acum, pentru zilele astea, pentru anii care au trecut, cred, pentru anii care vin. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu face întâmplare. Auzi, oameni zice, s-a întâmplat. Nu, Dumnezeu nu face nimic din întâmplare. E o cântare frumoasă care zice, omule, nu? Ce? S-a întâmplat un accident, s-a întâmplat ceva. Omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat. Dumnezeu cu îndurarea, El te-a binecuvântat. Dumnezeu nu lucrează la întâmplare, dar Dumnezeu face ca lucrurile să se întâmple, binecuvântat să fie Domnul. Și tot ce a făcut Dumnezeu să se întâmple atunci, Dumnezeu ne-a făcut pentru vremurile acestea. Și spun din toată inima, binecuvântat fie Domnul. Ca să înțelegeți, frate păstor, de asta am răspuns cu drag, că altfel nu veneam. Cu toată prețuirea știi că te prețuiesc. Am venit să ne răcorim și noi inima. Să ne sărbătorim. După 25 de ani am retrăit, țin momentele de aici, momentele de afară de la poză, un tânăr fără orientare. Doar atât știam,
să ajung păstor la Sfânta Treime, vicepreședinte. Și ai spus un lucru fain, ai zis că la Arad. Slavă Domnului! Să dea Domnul! Cam o să-și filmează. Un tânăr fără nicio dorință de a fi ceva. Dar vedeți, Dumnezeu te șlefuiește. Dumnezeu uneori te pune jos ca să te ridice și să poți face lucrarea lui Dumnezeu cu lepădare de tine însuți. Dacă ești în ziua încercării, oamenii aceștia din Tesalonic, biserica devenită model, pildă, zice, s-a format. Unde s-a format? În multe necazuri. Dacă ești în necaz azi, nu lăsa necazul să te împingă la răzvrătire, la ură, la dezbinare, nu! Era o cântare frumoasă care spune, o cântam pe la Bistrița, ce vreau la tine necazul să-mi alin, tu mi-ești totul, de aceea eu la tine vin. Dacă ești în necaz, nu te du-n dependențe. Sunt oameni care din pricina necazului se duc în diferite dependențe, alții în alcool, în tutun, în fel și fel de lucruri. Dragii mei, așa cum spunea poetul, vreau la tine necazul să-mi alin. Dar trebuie să vă spun, ne-o și alina Dumnezeu în toată durerea. Doar atât mai spun că oricum am vrut să închei când a fost cel mai greu și nu mai știam, a zis medicul, nu se poate nuntă. Și oameni buni, Paula a intrat mireasă pe picioarele ei în Biserica Sfânta Treime. Exact pe data când a fost nunta, pentru că Dumnezeul despre care am spus că e Dumnezeul minunilor, e cu adevărat Dumnezeul minunilor. Dar o soră în vârstă, sora Iluș de la Țigău, a mers un frate păstor la rugăciune, n-a mers special pentru Paula, dar a zis, avem un caz la Bistrița, n-a dat detalii. Și a zis, dacă are Dumnezeu un cuvânt și după rugăciune, sora de obicei avea vedenii, spunea, am văzut o persoană, era pe un pat de spital și în momentul ăla s-a coborât un înger, o persoană îmbrăcată în alb, s-a coborât la picioarele persoanei și zice, opera. Și a zis Dumnezeu, spune că o să fie bine. Și n-a fost bine, a fost foarte bine. Pentru că n-avea cum să intre mireasă pe picioarele ei pe 30 august după 2 luni. Dar vedeți, toate astea ne-au dat niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Toți vrem experiențe cu Dumnezeu, așa e? Dar experiențele dor. Ne ard. Experiența nu e ca așa de la cafea. Vai, ce gust, ce miros bun. Nu e aia. Experiențele cu Dumnezeu ne dor adeseori. Dar, dragul meu, nimic nu-i spre nimicirea noastră. Chiar dacă e zdrobire, e spre ridicare. E pentru punere pe picioare. Binecuvântat să fie Domnul. În al doilea rând, am vrut să mai spun un verset foarte frumos și tot îl spun, Romani 8:18, că era în inima mea, zice cuvântul lui Dumnezeu, tot Pavel aici în Romani, eu socotesc că suferințele, necazurile din vremea de acum, aleluia, nu sunt, dragii mei, toți avem necaz, dar uitați, eu socotesc că necazurile din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi, binecuvântat să fie Domnul. În al doilea rând, biserica devenită model, dar spuneam, este formată în necaz, în suferință. Doi, biserica devenită model are cea mai bună locație. E formată în durere, în suferință, dar are cea mai bună locație. Și uitați ce spune primul verset. Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în... Care e locația? În Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Și dacă ați fost atenți la citire, în multe versete se vorbea în Hristos, în Iisus Hristos. Pentru că biserica devenită model are cea mai frumoasă locație și locația nu-i strada Vișinului. Zic bine, da, frate păstor? Măcar că sună fain, mai ales când vrei o cireașă bună. Lăudat fie Domnul pentru locația care o vezi, slavă lui Dumnezeu, întotdeauna am tras cu drag la dumneavoastră. Dar mai mult decât locația asta pământească,
Zice, voi, biserica tesalonicenilor, unde sunteți așezați? În Hristos, aleluia! Biserica devenită model și vorbim acum de noi care suntem în biserica lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, dragii mei, trebuie să fim în Hristos, lăudat fie Domnul. Dar ce înseamnă asta să fim Hristos? Cred că au trecut doi ani și un pic, m-a marcat experiența asta, călătoream cu Paula spre Germania și apoi făceam o escală acolo, plecam spre America. Și a venit și lângă mine s-a așezat o doamnă care a avut ceva zboruri anulate, era de ceva zile prin aeroport, frământată în sfârșit, dar așa, chiar înainte să închidă ușa avionului, a fost ultimul loc și doamna foarte fericită. Până a plecat avionul, a vorbit cu ceva colegi, ce mi-am dat seama, era o femeie vlavioasă, o femeie temătoare de Dumnezeu, fiecare convorbire, un cheat duhovnicește. Nu era penticostală. Din ce am tras cu urechea, nu că am vrut. Mai sunt eu curios din fire, da? Când vorbește lângă urechea ta, auzi, acum cât ar fi de încet. Se pare că lucra într-un trust internațional de presă, călătorea, ceva articole, în sfârșit, din ce am dedus că vorbea cu altcineva. Și, în sfârșit, avionul a decolat, am ajuns deasupra norilor, au venit doamnele și era cursă de linie și ne-a servit cu o sticluță de apă. Doamna, cum era destul de agitată pe acolo prin aeroport, stresată, rapid și-a consumat apa ei. Eu, om de treabă și econom, mi-am pus acolo după scaun, am zis că las cu am în aeroport. Și doamna, când termine, pentru că nu era ca pe Wii să-ți cumpere apa, a zis, domnule, nu vă supărați, mor de sete, nu-mi dați apa dumneavoastră. No, ce să faci ca pocăit? Mai ales că Biblia zice că Dumnezeu răsplătește paharul, da, pe sticla. Am luat apa și am dat-o. Doamna fericită a băut-o. A zis, domnule, foarte fericită și mulțumitoare. Mi-a făcut o mulțumire care, vreau să vă spun, pur și simplu m-a blocat. A zis, domnule, să mergi în rai. Acum știți cum e, mulțumesc frumos, am auzit destule. Ăștia pe la capitală aveau expresie, nici acum nu înțeleg ce bota proste. Nu știu ce expresie ai în loc de mulțumesc frumos la capitală. Am auzit să rămână, nu știu, atâtea expresii de mulțumesc frumos. Dar în viața vieții mele n-am întâlnit pe cineva să-mi spună să-i faci o binefacere, mică, e drept, dar să-i faci un bine și să vină să spună să mergi în rai. M-a blocat. N-am știut, acum să vă spun ceva, i-am spus și doamnei, iubesc raiul cu toată inima. După ce mi-am revenit un pic, i-am spus doamnei de lângă mine, am zis, doamne, mulțumesc frumos pentru urarea asta, că asta e o urare, nu-i doar o mulțumire. Am zis, vă mulțumesc din toată inima pentru urarea asta. Am zis, doamne, deja simțeam că mi se umezesc ochii. Am zis, de când sunt mic, am dorința asta să mă duc în rai. Numai, de ce m-am blocat? Eram la 10 km altitudine. Eram pe pământ, primeam cu drag urarea asta. Dacă ești la 10 km deasupra pământului, să mergi în rai, știi ce înseamnă? Întâi să vii spre pământ și apoi să te duci în rai. Adică prăbușire, cam asta însemna. De asta un pic vă spun că m-a blocat doamna. De-am spus, doamnă dragă, de când sunt mic, port în inima mea și vă spun, am cântat cântări despre cer cu lacrimi în ochi de copil. Îmi plac cântările că devineam numai cântam cu voi și nu predicam, plecam acasă. I-am spus fratelui păstor, frate păstor, dă la cântări, că îs fericit să cânt, îmi plac cântările. Și am cântat cântări cu lacrimi în ochi despre cer. Și am zis, doamnă, e dorința mea de când eram copil. Și am zis, da, mulțumesc frumos, vreau să mă duc în cer. Și acum doamna tulburată. Și zice, și dumitale, crezi că o să mergi în cer? Deja aproape că se răstea la mine. Dar am fost eu blocat, acum era dânsa blocată. Și zice, ce vrei să spuneți? Cred că o să mergeți în cer? Și am zis, da, doamnă. O zis, nu se poate lucrul ăsta. Nu se poate. Și am zis, doamnă,
dar la ce vă referiți? Păi, Domnule, dar dumitale, nu știi că suntem așa de păcătoși? Am zis, Doamnă, așa este. Dar tocmai asta, a venit Hristos în lumea noastră să moară pentru noi și noi să fim iertați și mântuiți de Dumnezeu. Și cine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, mărire lui Dumnezeu. Și nu numai că El a venit pe pământ, am zis, Doamnă, El e în inima mea și datorită Lui, da, eu nu mă pot duce în cer, că nu știu drumul spre cer, dar datorită Lui Hristos care a venit în inima mea, Doamnă, mă duc în cer. S-o supăra mai tare. O zis, în veci, omul nu poate. I-am explicat. Când i-am spus că e Hristos în inima mea, s-o șocat mai tare. O zis, în dumitale? Am zis, da. Și am citat versetul ăsta frumos în care spune Hristos în voi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Dragii mei, ăsta e creștinismul. Hristos în noi și noi în... De aceea spune către Biserica Tesalonicenilor care a devenit model, zice, care este în Dumnezeu Tatăl și în... Adică noi în Hristos și Hristos în noi, nădejdea slavei, binecuvântat să fie Domnul. Dar mi-am pus o întrebare, că a zis, cum, Domnule, zice, arată-mă-L pe Hristos din dumitale. No, spuneți dumitale, spuneți dumneavoastră, cum să-L fi arătat acestei Doamne pe Hristos din mine? El aveam într-o poză, pe ceva, făceam și eu ceva. Pur și simplu, ascultă, m-am simțit în dificultate. Dar mi-a dat Dumnezeu două versete după aceea, pentru că am încheiat discuția cu dânsa și deja a aterizat avionul în Germania și acum am făcut eu o urare, care vă fac și dumneavoastră, să mergeți în rai. Dacă ați fi în avion, v-aș înțelege. Să mergem în rai. Amin, asta e dorința noastră. Când vom termina alergarea, oameni buni, că vom termina-o într-o zi, să ne ducem în rai. Dar ascultați, pentru a fi în raiul lui Dumnezeu, pentru a fi în biserica aceasta care are cea mai bună locație în Hristos, știți ce înseamnă să fim în Hristos? Păi uitați ce înseamnă. În primul rând, a fi în Hristos înseamnă să fim iertat de tot trecutul. Spune 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în... În cea mai bună locație. Suntem în Iisus Hristos, suntem, binecuvântat să fie Domnul. Dar uitați ce frumos zice Biblia. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut. Ce înseamnă să fii în Hristos? Făptură nouă. Prin asta poți zice, da? Hristos e în mine și eu sunt în Hristos. Dragii mei, dacă este cineva în seara asta aici și nu e o făptură nouă, ascultați, mă refer și la oameni din Biserica Betania. Dacă este cineva aici, e bine că nu vă cunosc și nu mă știți. Dacă este cineva și nu e o făptură nouă, știți de ce o rânduit Dumnezeu seara asta? Nu că m-a invitat fratele păstor, am spus mulțumesc frate păstor. Dar ne-a dus Dumnezeu aici pe noi, pe prieteni, pe musafiri, pentru a primi cea mai frumoasă invitație care ne-ați făcut-o și prin cor, Dumnezeu prin cor. Vino, unde? În biserica, în comunitatea care e lumină, care devine model, binecuvântat să fie Domnul, și devenim modele când suntem în Hristos și când cineva e în Hristos, e făptură nouă. Dacă mai sunt lucruri vechi în viața ta, nu te-ai putut lăsa, nu te-ai putut debarasa de ele. Zice Biblia, vino la Hristos în seara aceasta și cine e în Hristos, e o făptură nouă. Cele vechi? Vino cu viața ta și am cea mai bună veste, Hristos ne noiește. Că păcatul atât murdărește, atât învechește, dar Hristos în seara aceasta aduce înnoire, înnoirea minții
și a întregii inimi. Binecuvântat să fie Domnul, că dacă e cineva în Hristos, e făptură nouă. Dar, dragii mei, nu numai că suntem făptură nouă. Uitați ce mai spune Biblia în Romani, capitolul 8, pentru oamenii care sunt în Hristos. Cei care sunt în cea mai bună locație, adică în Hristos, sunt făpturi noi și suntem făpturi noi pentru că El ne-a iertat, dar mai e un miracol. Cine e în Hristos, spune Scriptura, nu mai este sub osândire. Romani, capitolul 8, primul verset, spune așa cuvântul Domnului. Acum, nu ieri, nu mâine, acum, în momentul acesta, nu este nici o condamnare. Pentru cine? Pentru cei care sunt în cea mai bună locație. Unde? În Hristos. Fac o chemare în seara asta, dar vă rog, nu ridicați mâna. Câți de aici avem o condamnare, una, să nu zic două, poate-s două, poate-s nouă? Câți de aici avem o condamnare în inimă, ceva care ne condamnă, ceva care strigă, ceva care nu-i rezolvat? Și vin la biserică și poate unii ați mai fost la seri de evangelizare și nu-i rezolvată situația. Știu că sunt aici și asemenea persoane, sau chiar dintre cei care ne ascultați în momentele acestea, și în inima dumneavoastră este o osândire, o condamnare, poate pentru zilele trecute, pentru anii trecuți. Spune Biblia, pentru cei care sunt în această locație extraordinar de bună în Hristos, noi suntem făpturi noi. Și apoi, numai că suntem iertați, făpturi noi, dar spune, nu mai există nici o condamnare. Și îl rugăm pe Dumnezeu în seara aceasta, pe Iisus Hristos, unde vede o condamnare în inimă. Și te rog, nu o să fii cu ridicare de mână, dar la rugăciunea finală, dacă te condamnă ceva în inima ta, vină cu ea înaintea lui Hristos, nu mai lăsa. De la o minciună, de la nu știu ce poate fi, dar oricare ar fi condamnarea în seara aceasta, Dumnezeu ne-a dus aici să ia orice condamnare, orice osândire, pentru că zice acum, nu mâine, nu la noapte, acum, dar pentru cei care sunt în Hristos, în cea mai bună locație, nu mai este nicio osândire. Și cred că în seara aceasta experimentăm și această minune. Și voi încheia cu cel de-al treilea lucru. Biserica devenită model are și cea mai bună perspectivă. Nu doar cea mai bună locație, cea mai bună perspectivă. Și uitați ce spune versetul 10, este ultimul verset din pasajul citit. Și să așteptați din ceruri, ce să așteptăm din ceruri? Pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Biserica aceasta din Tesalonic, biserică devenită model, are cea mai frumoasă perspectivă, cel mai frumos viitor. Și spune, voi să așteptați din ceruri, ce să așteptați? Nu nimicirea, nu mânia. Zice, așteptăm din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți. Când a venit pandemia, știți că oamenii erau stresați, oare e sfârșitul sau nu e sfârșitul? Ne-au întrebat oamenii și chiar ne-au rugat să predicăm despre vaccin, dacă e sau nu e semnul. Semnul semnelor. M-am ridicat înaintea bisericii și când eram doar 8 în biserică, m-am uitat cu durere la camera care era în fața mea. Nu puteam să văd o biserică goală și doar acolo eram 8 oameni care slujeam și mă închipuiam toți frații pe acasă. Era în perioada aia grea, când nu puteam merge la biserică. M-am adresat atunci lor, m-am adresat și când ne-am întâlnit în biserică și am spus, avem două perspective, una și amândouă sunt foarte bune. Dacă ar fi să vină sfârșitul, e cea mai bună perspectivă. Păi, cât cântăm, am cântat cântarea, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și când vine,
supărați, închisă lumea, avioanele pe jos, toată lumea era omorâtă. Dar cântam cu drag, noi așteptăm și când vine, spune, Doamne, mai stai puțin. Oameni buni, am zis, dacă ar fi să vină sfârșitul pentru noi, nu e sfârșit. E cea mai bună perspectivă, cum zice Biblia, fericita noastră nădejde, mărire lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să fie sfârșitul pentru noi, înseamnă începutul, e cea mai bună perspectivă, binecuvântat să fie Domnul. Poate fi cea mai bună perspectivă sau doi, dacă nu vine Domnul. Încă o perspectivă bună, să lucrăm pentru Domnul. Și uite că n-a venit, spor la treabă. Spun bistrițenilor, spun arădenilor, apreciez toate repetițiile astea, nu mai cârtiți că e prea mult, merită Dumnezeu când o să vă răsplătească Domnul. Aici ce frumos o să fie. Dar până la răsplătire, apropo, iar o cântare frumoasă, ce până la casa din cer mai sunt furtuni, mai sunt durere, alea care ne formează, care ne pun în cea mai bună plămădeală, plămădiți, formați de mâna bună a lui Dumnezeu. Dar până vine Domnul, vom munci și vom lucra împreună. Binecuvântat să fie Domnul. Biserica devenită model este formată în ecaz. Doi, are cea mai bună locație în Hristos. Și cine e în Hristos? O făptură nouă. Cine e în Hristos nu își mai trăiește viața sub condamnare. Și trei, are cea mai bună perspectivă. Perspectiva venirii Domnului. Și câteva cântări în seara aceasta a fost despre venirea Lui. Să spunem și noi Maranata. Domnul nostru vine. Dragă Biserică Betania, să ne ajute Dumnezeu împreună să facem parte din Biserica Model. Biserica pildă. Biserica asta trebuie să fie cu tine, cu mine și cu toți sfinții lui Dumnezeu. Și în ziua aceea ne vom întâlni la Marea Sărbătoare. Pe toți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.